Ministrul Sănătății Patriciu Achimaș Cădăriu a demisionat astăzi din fruntea Ministerului în plin scandal al dezinfectanților. Prim-ministrul Dacian Cioloș a preluat interimatul până la numirea unui nou ministru. După ce a afirmat vineri că nu ia în calcul schimbarea ministrului sănătății, Dacian Cioloș a acceptat azi demisia lui Patriciu Achimaș Cădăriu din funcția de ministru al sănătății. Guvernul a anunțat că prim-ministrul va prelua conducerea interimară a Ministerului Sănătății pentru a coordona direct și a asigura continuitatea măsurilor necesare în sectorul de sănătate. Cădăriu a luat decizia de a pleca din Ministerul Sănătății în urma scandalurilor generate de problema dezinfectanților diluați din spitalele din România. Potrivit unor surse guvernamentale, fostul ministru nu ar fi fost de acord cu modul în care s-a hotărât în guvern gestionarea acestei crize. În timpul mandatului lui Cădăriu, care a durat 6 luni, sistemul de sănătate a fost zguduit de mai multe scandaluri. Cazul bebelușilor diagnosticați cu sindrom hemolitic uremic, în urma căruia mai mulți copii și-au pierdut viața, infecțiile intraspitalicești din spitalele din România și criza dezinfectanților diluați.